În urma perchezițiilor desfășurate în această dimineață, 11 persoane au fost aduse pentru audieri la sediul Inspectoratului de Poliție al județului Galați. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Galați, sub coordonarea procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Galați și cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au desfășurat pe raza municipiului Galați 6 percheziții la locuințele unor persoane suspectate că, începând din luna iunie 2013, ar fi comis mai multe furturi de pe platforma siderurgică. Membrii grupării acționau de regulă pe timpul nopții cu complicitatea agenților de pază și sustrăgeau de pe platforma siderurgică materiale neferoase și contactori de argint, pe care ulterior le valorificau la centrul de colectare a deșeurilor feroase. În urma efectuării perchezițiilor la locuințele suspecților au fost găsiți 6 contractori de argint și mai multe unelte folosite la comiterea faptelor. Prejudiciul estimat până la această dată prin săvârșirea infracțiunilor se ridică la suma de 250.000 de lei. Polițiștii și procurorii continuă audierile și cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat cu consecințe deosebit de grave, urmând să se dispună cu privire la starea de libertate a suspecților.